Echipa națională de fotbal românească a învins Belarus cu un scor de 2-1, marți seară, pe Arena Națională din București, în grupa 1 a preliminariilor Euro 2024. Tricolorii au câștigat meritat prin golurile marcate de Nicolae Stanciu, Andrei Burci, chiar dacă au avut emoții pentru victorie, în urma golului marcat de Vladislav Morozov. România și-a atins obiectivul pentru această primă fereastră a preliminariilor, obținând 6 puncte din 2 jocuri, după 2-0 cu Andorra. După un joc echilibrat, jucătorii antrenați de Eduard Iordănescu au preluat controlul jocului și au reușit să marcheze la prima ocazie. Stanciu a marcat dintr o lovitură de unghi liber, în partea stângă a atacului, colțul său lung fiind atins, 17. Forțarea echipei românești continuat, iar portarul Plotnikov respins lovitura lui Alibek, Burci dublat avantajul lui Tricolors, atârnând mingea centrată în cutie de Răzvan Marin, pentru Burci, fost primul gol marcat în echipa națională. România a avut, de asemenea, o oportunitate remarcabilă în prima repriză, dar omul a trimis cu capul de la 11 metri ușor lângă poartă. Oaspeții au fost remarcați în atac doar prin împușcarea trimisă lângă poartă de Kovaliov, de la 19 metri. În două repriză, belarusul fost mai curajos, iar prima ocazie reală venit în minut 47, când portarul Ionuț Radu încercat să salveze un colț, dar oferit mingea adversarilor, dar Bahar nu profitat. România a ratat șansa reduce soarta victoriei în minut 58, când Alibek împușcat în transversal. După abaterea lui Moruțan, Alibek a avut și o oportunitate bună, dar lovitura lui de 20 metri fost deviată către un apărător. Vizitatorii au fost din ce în ce mai insistenți și Radu a respins șutul trimis din lovitura liberă de la Malkevici. Atunci, portarul echipei franceze Auxerre a fost într o fază la voleu lui Bahar. Dobrea a avut, de asemenea, două oportunități remarcabile, dar a împușcat cu stânga de la 16 metri lângă poartă, apoi și a reluat capul peste transversală. O eroare Octavian Popescu-i a pus pe oaspeți pe contraatac, dar Radu a luat lovitura modestă lui Morozov. Același Morozov profitat de pasul greșit apărarea noastră și le a învins pe Radu cu o lovitură lobată la colțul lung. România a tremurat sfârșit pentru victorie, dar rezistat atacurilor echipei lui Gorghi Kondratiev. Christoph Daum, fostul antrenor al echipei românești, a participat și la meci. În celelalte părți din grup, Elveția a avut 3-0, iar Kosovo a fost păstrat în șah de Andorra, 1-1, un rezultat bun pentru tricolori. În vor exista următoarele meciuri în această campanie, pe 16 iunie Andorra-Elveția, Belarus-Israel și Kosovo-România, iar pe 19 Belarus-Kosovo, Israel-Andorra și Elveția-România, potrivit Agerpres. Grupul 1, clasament Photo Flash Score, ro-au marcat Nicolae Stanciu, Andrei Burci, respectiv Vladislav Morozov. București, Arena Națională, 27.837 de spectatori, preliminarii Euro 2024, grupul 1, echipele au evoluat: România 12, Ionuț Radu 4, Cristian Manea 3, Radu Drăgucin 15, Andrei Burcă 13, Raul Opruț 18, Răzvan Marin 6, Tudor Băluță 10, Nicolae Stanciu 21, Olimpiu Moruțan 7, Denis Alibek 20, Denis Man, selecție Eduard Iordănescu NSC-ul, Florin Niță 16, Horațiu Moldovan 2, Andrei Rațiu 5, Adrian Rus 9, Lois Munteanu 11, Maxim Plotnikov 7, Artyom Bikov 20, Zahar Volkov 4, Ruslan Hadarkevici 22, Vladislav Malkevici 17, Iurko Valiov 6, Alexander Seliava 14, Evgenia Blonski 9, Max Ebong 10, Ivan Bahar 11, Vladimir Hvaschinski, selecție Gorghi Kondratiev, rezerve neutilizate 12, Artem Makovkik 16, Andrei Cudraveț 2, Nikita Stepanov 3, Maxim Șvețov 5, Denis Poliakov 8, Gleb Șevcenko 13, Valeri Bocerov 18, Kiril Kaplenko. Arbitru Alard Lindaut, arbitrii asistenți Roger Honig, Rens Bluming,
al patrulea oficial jocăm cam fuis arbiter video Denis Higler, video asistant arbitru Clay Ruperti Cărți Calbene Malkevice Bong Stanciu Hadakevici Cicâldău Oct Popescu. Editor Liviu Cojan.